Bă, eu am crescut la țară și acum să nu vă gândiți că cine știe ce povesti despre cum am tăiat porcul în ajunul Crăciunului sau cum am bătut cu gâștile pe frimituri de pâine. Căcat, am încercat mereu să postez o anumită distanță față de anumite animale și nu că aș fi eu veggie sau ceva de genul, nu, sunt un carnivor cu acte în regulă, doar că unele animale din ograda de la țară sunt, din punctul meu de vedere, destul de imprevizibile. Și mă aștept în orice moment să mă atace, sincer. Acum poate fi o paranoia, dar astăzi vreau să povestesc despre cocoșul meu, Nelu, care a încercat să mă atace și să sară pe spatele meu. Bine, probabil se credea și el, papagal, și voia să sară pe umărul meu, că pe urmă eram ca Jack și pirații din țara din Nicăieri. Dar înainte să înceapă povestea, v-aș ruga să lăsați un like și să vă abonați dacă vă place conținutul meu, mă ajută extrem de mult. Aveam în jur de vreo 10 ani și mă jucam prin curte, tata pe ce dăduse de mâncare la găini, iar eu îmi făceam veacul prin curte lângă mașina lui. Ca să știți, tata avea în curte mașina lui, un Logan din 2000 și ceva. Doar ca să vă faceți o idee, o să ne ajute mai târziu în poveste. În timp ce îmi căuta mingea prin curte că dăduse un ușul la minge de nici dracul nu mai știa unde e, în spatele meu apare Nelu Mârlanu, cocoșa frusit de care mi-e frică și acum, chiar dacă săracul a dat tortul popii pe masa noastră acum mulți ani. În fine, el se uita la mine din ce în ce mai insistent. Bineînțeles că eu l-o ignora, până la un moment dat când a zis: hai mă să iau pietricică și să arunc lângă el. Nu în el, lângă el. Cea mai mare greșeală pe care am putut să o fac în viața mea, mă jur. Nici două secunde nu trec și vine agresiv spre mine. Bineînțeles că eu am luat o goană de acolo. Când dintr-o dată văd salvarea mea. Loganul lui taică-miu, care din fericire era deschis. Deschid ușa din față și când închid ușa, cocoșul Nelu se lovește direct de geamul mașinii. Acum eu în siguranță îmi adunam toate gândurile și eram ceva de genul: să-mi de cucoș de nenorocicoaie, că dacă îi dădeam o mige în cap, deja îl găseam pe masa de ziua recunoștinței, să mă cac în ciocul lui. În fine, faptul este consumat de ani buni. A venit taică-mi după 5 minute, că a auzit izbitura cocoșului cu geamul, l-a alungat, m-a scos din mașină și m-a trimis direct cu acasă. Dacă este să vă las cu o concluzie de această poveste scurtă, este: nu agitați cocoșii coaie, că nu știți ce are în capul lor, a lor diabolic, sincer. Și din nou îmi pare rău că am pus iarăși o poveste scurtă, doar că am preferat să pun ceva în loc să nu pun nimic, că lucrez la cea mai bună și cea mai lungă poveste a mea de până acum și timpul de editare este unul neașteptat de lung. Cu toate acestea, lăsați un comentariu cu hashtag AlecDinu dacă ați rămas până la final și ne vedem la următoarea poveste. Sper să fie povestea la care lucrez acum. Vă salut!